Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Am revenit la cafeaua de dimineață. Trebuie să fac o precizare, că așa este frumos. Cei doi candidați care sunt acum în emisiune au înțeles și au acceptat să mutăm ora lor de la 8.30 la 9.30, pentru că îi rugasem, venea Ministrul Sănătății și le mulțumesc public pentru acest lucru. Invitați în emisiune, o să începem cu domnul primar Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț și în același timp candidat la funcția de primar din partea Partidului Mișcarea Populară. Bine ați venit și sper să vă placă cafeaua de astăzi, virtuală, că nu vă mai dăm, că știu că ați mai băut una deja. Bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem oameni civilizați, ducem o campanie corectă și am înțeles, fiind un ministru la Piatra Neamț, mi s-a părut corect să mutăm ora la Eu am făcut această precizare că așa este corect și așa trebuie. Alături de domnul Dragoș Chitic, în tandemul de 10 plus, cum le place să fie, să se numească și cum s-a încetățenit, domnul Bogdan Gavrilescu, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și președintele Partidului Mișcarea Populară la nivel județean. Bine ați revenit! Bună dimineața! Bine v-am regăsit și sper să facem tradiție și dat după 27 septembrie, pentru că cetățenii trebuie să fie informați și așa cum spunem și am spus în toată campania, precampania, noi vrem o administrație transparentă, noi vrem o administrație în parteneria cu cetățeanul. Da, știți cum e? Depinde doar de cetățeni, de alegători, de votul pe care îl vor da pe 27 septembrie. Mai avem una, două, trei, patru, cinci zile de campanie cu tot cu astăzi. Haideți să vedem ce noutăți aveți dumneavoastră, că eu deja în emisiunile astea electorale visez programe electorale și nu vreau să greșesc sau cumva. Deci da. Ce noutăți aveți la nivelul formațiunii politice, la nivelul campaniei și ce feedback aveți de la cetățeni? E o campanie pe care am derulat-o conform unei agende foarte bine stabilite, un program pe care ni l-am respectat cu rigurozitate. Elementul esențial al acestei campanii a fost dialogul cu cetățenii, un dialog care a avut loc, de fapt, permanent pe întreg parcursul mandatului meu de primar și al domnului Bogdan Gavrilescu de viceprimar. Întâlniri foarte multe cu oamenii, discuții și mă bucur să văd cetățenii orașului răspund pozitiv la solicitarea noastră de a se implica în viața comunității, pentru că la urma urmei deciziile importante trebuie luate împreună cu cetățenii. Ei ne transmit ceea ce își doresc, ei ne transmit problemele pe care le au, pe strada pe care locuiesc, în blocul în care locuiesc și atunci o administrație responsabilă trebuie de fapt să rezolve aceste probleme punctuale ale cetățenilor. Totodată, o administrație responsabilă caută și soluții pentru dezvoltarea orașului. Iar soluțiile pentru dezvoltarea orașului sunt în această perioadă la îndemână fondurile europene, lucru la care iar stăm bine și sunt convins că vom continua în același ritm. Practic avem la primăria Piatra Neamț un departament care se ocupă de atragerea fondurilor europene, împreună cu care am reușit să aducem deja în Piatra Neamț 53,5 milioane de euro în contracte semnate, care se află în implementare și împreună cu care deja creionăm programul financiar următor al Uniunii Europene, care începe chiar de anul viitor, 2021, program în care vrem să depășim 100 de milioane de euro care să ajungă în Piatra Neamț pentru investiții. Așa cum am spus de la început, am dus o campanie corectă, o campanie civilizată, o campanie în care le-am prezentat oamenilor ceea ce am realizat în acest mandat. Chiar săptămâna trecută am făcut public un raport de activitate pentru acești 4 ani de mandat și le prezentăm proiectele pentru viitor, totodată întrebându-i ce-și mai doresc pentru orașul lor
ce ar trebui schimbat, ce ar trebui îmbunătățit pentru a ne face un program pentru următorii ani, adaptat strict nevoilor orașului și dorințelor petrenilor. Da, la nivel județean? La nivel județean, puțin mai greu, pentru că în ultimii 4 ani am fost mult mai ancorat în municipiul Piatra Neamț, dar aproape tot anul acesta am umblat în județ, am avut discuții cu cetățenii din județ și am căutat să găsim necesitățile și problemele din județ ale oamenilor, pentru că trebuie, în primul rând, să ai un dialog cu cetățeanul și de acolo să-ți poți lua sursa de informație și ideile pentru proiectele viitoare. Foarte important la nivelul județului Neamț este realizarea unui dialog direct între cetățean, Consiliul Județean, între primării, primari și Consiliul Județean, iar esențial este o stabilitate și o perspectivă a tot ce înseamnă viitor al primăriilor din județ. Și aici mă refer la faptul că Consiliul Județean trebuie să creeze în perioada următoare 2020-2024 o stabilitate financiară pentru toată lumea și această stabilitate financiară se poate realiza prin calculul real și corect a banilor alocați din cadrul Consiliului Județean pentru fiecare OAT în parte. În momentul în care fiecare primar va înțelege și va ști exact ce bani, sursele de finanțare care le are pentru fiecare OAT, atunci își poate face un calcul foarte exact asupra investițiilor și problemelor pe care trebuie să le rezolve în localitatea lui. Consiliul Județean trebuie să fie mult mai transparent. Consiliul Județean trebuie să înțeleagă că el este instituția care trebuie să strângă și să promoveze tot județul Neamț și tot ce se întâmplă în cadrul județului Neamț, de la târguri de turism, dezvoltări ale rețelelor de infrastructură, discuții, dialoguri și deschiderea față de cetățean. Nu am văzut în ultimii 4 ani de zile, nu am văzut o deschidere a Consiliului Județean și nu am văzut un interes pentru a dezvolta echilibrat și stabilitate pentru toate localitățile din județul Neamț. Au fost interese numai pe anumite zone, pe anumite localități, lucru care nu este corect. Uitați-vă că în mandatul 2016-2020 primăria Piatra Neamț a fost una din primăriile care a avut cel mai mult de suferit. Pe parte de bani alocați, pe parte de discuție, de viziune pentru viitor, pe colaborare în rezolvarea unor probleme. Și aici cred că până la urmă a suferit cetățeanul. Pentru că dacă exista mai multă înțelegere, mai multă colaborare, probabil lucruri care astăzi în Piatra Neamț suferă, și discutăm aici de apă, de instituția Consiliului Județean Apa Serv, care au probleme din ce în ce mai mari. Discutăm aici de Spitalul Județean, discutăm aici de transportul în comun, discutăm aici de proiecte viitoare de pe fonduri europene pe care ar fi trebuit să găsim mai multă înțelegere, să creăm un parteneriat cu adevărat
între Consiliul Județean și Primăria Piatra Neamț și atunci lucrurile evoluau mult mai repede. Eu cred că aceste lucruri sunt ușor de rezolvat și aceste lucruri trebuie rezolvate din prima zi de mandat la Consiliul Județean. Asta este viziunea mea și împreună cu colegii mei din Partidul Mișcarea Populară suntem dispuși să ne punem în totalitate la dispoziția cetățeanului și în rezolvarea problemelor. Pentru că dacă rezolvăm în primul rând la Piatra Neamț problemele și Piatra Neamțul devine cu adevărat punctul terminus, punctul de referință al județului Neamț, cu siguranță și ceilalți locuitori al județului Neamț vor înțelege că lucrurile se îndreaptă în bine și mergem pe un trend bun ascendent. Domnule Chitic, eu din ce spune domnul Gavrilescu și din ce spun toți care vin în emisiune, am tras o concluzie. Nu se poate face dezvoltare la Piatra Neamț și în județul Neamț dacă nu există o colaborare clară, corectă, clară și corectă între conducerea județului și conducerile primăriilor de oraș, de municipii, de comune, etc. Apă, transport, ce mai sănătate. Sănătate. Trei componente esențiale în care primăria nu are practic decât un cuvânt mic de spus. Acționar undeva acolo, minoritar în apa serv, deloc în spital, în domeniul spitalului și la troleibuzul prin adiuri trans cumva, ceva acolo, o chestie. Căutăm o conexie. O conexie. Da. Deci, cred că aici ar trebui să dezvoltați multe lucruri în aceste ultimele zile de campanie. Ați sesizat foarte bine și e un adevăr ceea ce spuneți. Practic, cele trei servicii publice extrem de importante sunt în subcoordonarea unei alte instituții, adică Consiliul Județean Neamț. La Urtrans avem un vot din 7. La Apa Serva avem un procent din 100. La Troleibuzul tot așa aproape un procent dintr-o 100. Deci, practic, nu existăm ca și putere de decizie în aceste domenii. La spital nimic, e subordonarea Consiliului Județean. Și atunci, le spun pietrenilor că aceste trei servicii publice deficitare au o cauză. Și această cauză, iată că este instituția Consiliului Județean Neamț, care uneori lasă impresia că a făcut-o intenționat ca să creeze o dificultate conducerii primăriei Piatra Neamț. De ce spun asta? Pentru că inclusiv atunci când s-au alocat sumele în localitățile județului, municipiul Piatra Neamț a fost la coada clasamentului privind sumele care au fost alocate. Am primit de foarte multe ori mai puțin bani decât o comună, mult mai puțin bani decât orașul Târgu Neamț, să zicem doar un exemplu. Lucru care este nefiresc. După 27 septembrie, acest mod de abordare trebuie să înceteze. Practic, vor mai fi imediat în decembrie alegerile parlamentare, după care urmează 4 ani, sper eu, buni, pentru că sunt fără alegeri. 4 ani fără alegeri înseamnă că trebuie să ne dezbrăcăm cu toții de haina politică, cei care vom accede în funcțiile administrative și să facem administrație, să ne dezvoltăm fiecare comunitate în parte și să ne dezvoltăm județul. Eu sper să fie așa după 27 septembrie. Îmi doresc foarte mult și am încredere că și pietrenii, atunci când vor ieși la vot, vor sancționa acest mod de abordare nefiresc și păgubos chiar pentru municipiul Piatra Neamț. Sper să se schimbe lucrurile și sper să avem servicii de apă și canalizare de calitate într-un viitor apropiat. Sper să avem servicii de transport public în care să nu mai decidă o singură persoană sau un grup restrâns de persoane,
Pentru că este nefiresc. Nu trebuie să ne rugăm de societatea troleibuză să suplimenteze mijloacele de transport în comun. Trebuie să ne așezăm la aceeași masă, să vedem ce probleme sunt, să vedem cum le rezolvăm și să ne implicăm cu toții să o facem. Am văzut, cred că în urmă cu vreo 2 săptămâni, o conferință de presă, din punctul meu de vedere, greșită. A fost și una la Apaser și una la troleibuzul, în care erau acuzate primăriile membre Nurtrans că nu și achită datoriile față de troleibuz. Eu vreau să vă spun că astăzi primăria Piatra Neamț nu are niciun leu datorie la troleibuzul. Mai mult decât atât, eu sunt în contact cu doamna director, mă sună în momentul în care a plecat factura spre primărie și o achităm imediat cum ea a fost înregistrată în contabilitate. Asta e la Piatra Neamț, probabil că se referea la celelalte... Da, nu știu care este adevăr acolo, dar trebuie făcut o diferențiere totuși. Piatra Neamț nu are niciun leu datorie la societatea troleibuz. Mai mult decât atât, am înțeles dificultatea pe care o traversează și am înțeles că trebuie să căutăm soluții să mai suplimentăm fondurile pentru ca societatea să funcționeze și să rămână în picioare. Nu că vrem să ținem un mort în viață, dar sunt acele două proiecte europene de transport public. Se pierd cele două proiecte și alte proiecte conexe. Iată. E nu numai cele două, că mai sunt proiecte conexe. Atunci, eu cred că am gândit rațional, eu cred că am gândit normal pentru a rezolva această situație și a nu rata banii europeni prin care ne vin în Piatra Neamț 41 de autobuze electrice, vom avea stații de încărcare pentru autobuze, vom moderniza autobaza și celelalte proiecte care înseamnă modernizarea stațiilor de așteptare a infrastructurii rutiere de transport și așa mai departe. Așa trebuie gândit și va trebui făcut ordine și în Nurtrans, ordine în fiecare societate a Consiliului Județean, Apaser, troleibuzul și din acest motiv este nevoie de Bogdan Gavrilescu la Consiliul Județean pentru a fi un partener corect și pentru primăria Piatra Neamț, dar și pentru celelalte localități, din Adi Urtrans, din zona metropolitană și din întreg județul Neamț. Da, deci chiar este o problemă. Și chiar dacă amestecăm un pic lucrurile, și din discuția anterioară a rezultat aceeași problemă. Spitalul județean, practic, pe teritoriul municipiului Piatra Neamț, care asigură pentru cetățenii din Piatra Neamț cele mai multe servicii medicale, nu are niciun fel de legătură cu municipalitatea. Și este o problemă. Haideți să vorbim un pic despre Piatra Neamț, pentru că îl ajutăm și pe domnul Gavrilescu cu județul. Aveți 3 proiecte de investiții din fonduri nerambursabile pe modernizarea de artere. Și trebuie să o spunem și trebuie să recunoaștem că e nevoie ca de aer de modernizarea arterelor din Piatra Neamț. Și aveți cele 3 proiecte, unul de 5 milioane 600 de euro pe traseul Traian, Bulevardul Traian, Piața cu Gălnicianu și Bulevardul Decebal, da? Greșesc? Da. Așa, unul de 3 milioane de euro și un pic, parcă, pe strada Mihai Viteazu, nu? Și unul de 3 milioane și aproape jumătate, 400 de mii, pe Dimitrie Leonida, Bulevardul 9 Mai. Aceste 3 trasee principale în oraș ar trebui să reconfigureze total traficul. Și nu numai traficul. Și v-aș ruga să dezvoltați un pic această idee, în ce fel se va schimba în bine, când vor fi gata, ca să știți ce se întâmplă pe perioada cât se lucrează, viața locuitorilor din Piatra Neamț și a celor care trec prin Piatra Neamț. Da, sunt 3 din proiectele care fac parte din cele 26 despre care toți vorbesc. Sunt de mare impact. Sunt de mare impact, adevărat, și în total sunt aproape 12 milioane de euro. Practic, Bulevardul Traian, Piața Mihail Cogălnicianu, Bulevardul Decebal, reprezintă inima rutieră a municipiului Piatra Neamț. Traversează orașul de la un capăt la altul, legându-se cu strada Petru Movilă, care a fost modernizată pentru un alt proiect european, și cu strada General Nicolae Dăscălescu, cea care aproape 75% a fost modernizată din buget local. Este foarte important și mă bucur că le-ați pomenit, pentru că uneori cetățenii ne întreabă de ce n-ați intervenit aici cu reparații capitale. Tocmai de asta, pentru că aveam contractele de finanțare semnate și era nefiresc să
cheltuim bani din bugetul local într-o modernizare, când urma acest proiect european care este în implementare pe tronsonul Dimitrie Leonida 9 mai. Deja este semnat contractul pentru proiectare și execuție. Celelalte sunt în licitație pentru proiectare și execuție. Proiecte foarte importante la care noi ținem foarte mult, pentru că odată cu modernizarea acestor bulevarde se vor realiza și piste pentru biciclete, mai puțin pe acel tronson de centură Dimitrie Leonida 9 mai. Se va lărgi podul de la piață pe bulevardul 9 mai și toată zona va fi reconfigurată. Noi încercăm inclusiv să realizăm benzi dedicate pentru mijloacele de transport în comun, acolo unde lățimea străzii permite, și va veni în completare cu un alt proiect care se numește Sistem de Management Inteligent al Traficului, ceea ce va realiza acea undă verde pe care ne-o dorim cu toții pentru transportul auto din municipiul Piatra Neamț. Sunt proiecte foarte importante, mai ales că Dimitrie Leonida 9 mai reprezintă un tronson din centura orașului. Și vreau să vă spun că legat de infrastructura rutieră, a fost o prioritate și va fi o prioritate în continuare pentru noi și am încercat să intervenim cu proiecte din diverse surse de finanțare. Am avut puțin și pe PNDL, că nu făceam parte din partidul care trebuie, dar am avut puțin. A mai fost ceva care trebuia să vină și n-a mai venit pe un alt program lansat în ultima perioadă de guvernare PSD. Am depus acum la Compania Națională de Investiții strada fermelor pentru lărgire la 4 benzi. Strada fermelor pentru lărgire la 4 benzi. Va veni exercițiul financiar următor pentru centura ocolitoare a orașului Piatra Neamț și noi când ieșim cu acest proiect vorbim de lucruri concrete, pentru că centura ocolitoare a orașului Piatra Neamț a fost deja comunicată către ADR ca făcând parte din cele 5 proiecte majore care ne-au fost solicitate pentru exercițiul financiar următor și a fost discutată cu ADR-ul pentru finanțare. Și am venit în toată perioada mandatului meu de primar cu lucrări de modernizare, pentru că este nefiresc ca într-un municipiu reședință de județ în anul 2020 să existe străzi care nu sunt nici măcar asfaltate, sunt străzi pietruite. Și a fost o preocupare constantă, tot dau acest exemplu, sunt 163 de kilometri de străzi în municipiul Piatra Neamț, erau 30,3 km nemodernizați, adică fără asfalt, în momentul în care am preluat mandatul de primar și mă refer la decembrie 2014, iar astăzi mai sunt doar 6,9 km, practic în zonele periferice ale orașului, zonele care sunt în dezvoltare, iar modernizarea infrastructurii vine odată cu dezvoltarea zonelor. Sunt proiecte foarte importante și noi sperăm nu numai să fluidizăm traficul, să generăm confort pentru participanții la trafic, dar sperăm ca odată cu introducerea pe aceste trasee a autobuzelor electrice să determinăm cetățenii orașului să mai renunțe la mașina personală și să folosească mijloacele de transport în comun. Și atunci reducem poluarea orașului pentru că vorbim de autobuze electrice, reducem emisiile de noxe pentru că sperăm să se reducă numărul de mașini și iată un avantaj enorm pentru oraș și din acest punct de vedere al protecției mediului. Da. Ce vreau să mai subliniez aici, să se mai oprească contracandidații noștri la a mai afirma că Partidul Mișcarea Populară și primarul și viceprimarul din ultimii 4 ani nu au făcut nimic și au venit cu proiecte în ultimul an de mandat. Oameni buni, nu este adevărat. Sunt proiecte pe care sunt începute de prima zi de mandat, dar sunt niște termene și niște... Un calendar. Un calendar pe care a trebuit să-l respectăm. Uitați, cum am spus acum, sunt proiecte pe care noi le-am propus pentru mandatul următor, pentru perioada următoare. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci atunci când trebuie. Deci dacă noi pentru următorul exercițiu 2021-2025
nu pregăteam aceste proiecte, nu discutam de ele, atunci se pierdea startul pentru proiectele viitoare. Deci avem o viziune foarte clară asupra lucrurilor ce trebuie făcute în municipiul Piatra Neamț și ne respectăm graficul pe care ne l-am propus. Sunt lucruri care le-am propus și din 2016. În 2016, domnul Bălănescu, dacă vă aduceți aminte, am promis în campanie extinderea podului de la piață. Uitați că suntem pe fază finală și acest proiect se va executa, se va rezolva. În 2017 discutam de o centură ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. În momentul respectiv, toată lumea spunea că sunt proiecte futuriste, sunt proiecte care nu se vor realiza. Uitați-vă că am ajuns la faza în care începem să discutăm din ce în ce mai concret de aceste proiecte. Sunt proiecte pe care noi le-am văzut din prima zi de mandat în 2016, am discutat permanent de ele. Sunt proiecte pe care ne le-am propus să le finalizăm în mandatul 2016-2020 și le-am finalizat. Deci activitatea primăriei Piatra Neamț și activitatea noastră ca și foruri de execuție în primăria Piatra Neamț a fost foarte intensă. Discutăm de proiectul de rezolvare cu colectarea selectivă. Sunt lucruri care, pe care cetățeanul le vede, le pipăie, le simte imediat, iar altele sunt proiecte pe care nu le simte personal. Vă dau exemplu, pugul orașului Piatra Neamț. Uitați-vă că este planul urbanistic general al orașului Piatra Neamț, nu-l simte și nu-l poate identifica cetățeanul decât în momentul când ajunge la primăria Piatra. Are nevoie de ceva. Un document, de o investiție, de o construcție. Deci sunt lucruri care s-au făcut și nu puține, foarte multe. Am intrat într-o normalitate, am intrat într-o viziune foarte clară spre viitor. Dezvoltarea următoare a orașului Piatra Neamț este foarte clară. Deci de aceea noi venim și propunem în continuare o continuitate la primăria Piatra Neamț, pentru că primăria are nevoie de continuitate. Este periculos să pierzi în ceasul al 12-lea pentru o greșeală să se piardă un proiect european care este în prag de finalizare, de înceapă execuția. Dar noi am venit cu propunere și de aceea spunem tandem și noi venim cu o propunere clară, o echipă, pentru că vrem ca aceste lucruri să intre pe un făgaș normal și la Consiliul Județean. Este nevoie ca această discuție, acest parteneriat între Consiliul Județean și Primăria Piatra Neamț trebuie să fie reală. În momentul în care nu reușim acest lucru, lucrurile nu pot să meargă într-o direcție bună. Plus, Partidul Mișcarea Populară și noi, echipa de la Neamț, am spus prioritar pentru noi este redarea încrederii în clasa politică a cetățeanului. Dacă cetățeanul va recăpăta încrederea în clasa politică și în administrațiile locale, cu siguranță lucrurile merg din ce în ce mai bine, pentru că vor vedea că au ușile deschise, vor vedea că păstrăm un grafic, un calendar a lucrurilor pe care vrem să le rezolvăm și atunci cu siguranță dezvoltarea județului și a orașului Piatra Neamț va fi una pe măsura așteptărilor cetățenilor. Da, aici aș vrea două elemente să mai punctez. A spus și Bogdan de ce acum implementăm proiectul. Răspunsul este foarte simplu. Suntem în calendarul stabilit de finanțator de Uniunea Europeană. Toate primăriile municipii reședință de județ și-au semnat contractele de finanțare în ultimul an de zile și sunt proiectele în implementare, toate cele 26 despre care vorbesc.
Un alt element este faptul că aceste proiecte europene au termen maxim de finalizare anul 2022. Deci nu vorbim de o perioadă foarte mare de timp. 2020 aproape se încheie, mai sunt 3 luni. Mai sunt un rând de alegeri și un rând de alegeri. Ele sunt toate acum pe proceduri de licitație pentru proiectare și unele chiar pentru execuție și cele de infrastructură, cel puțin, cele care necesită lucrări în exterior, vor începe fizic în primăvara anului viitor, cu termen maxim, repet. Sunt unele care se vor încheia în 2021, altele la termenul maxim în 2022. Bun, am vorbit despre infrastructură rutieră, dar v-aș ruga să vorbim un pic despre modul în care, prin proiectele pe care le-ați gândit și programul pe care îl propuneți, veți reuși să schimbați, știu cum să vă spun, componenta aceea de petrecere a timpului liber a oamenilor într-un habitat cât mai plăcut, pe lângă infrastructura rutieră. Deci, ce ne oferiți dumneavoastră celor care dorim să ieșim, să ne plimbăm, să mergem undeva, să vedem un spectacol, că nu prea mai avem, mi-a atrăgea atenția cineva, nu numai transport apă nu. Și așa, avem și teatru care este al Consiliului Județean. Și, deci mai sunt și alte instituții care sunt în aceeași situație, care vin spre primărie atunci când au de organizat ceva. Da, și noi le sprijinim tot timpul cu bani. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este următorul. În acest set de 26 de proiecte sunt și investiții în zona de recreere, de petrecerea timpului liber și chiar de spectacole. Am să încep cu acest aspect. Uitați-vă cinematograful Cozla, o ruină astăzi, o emblemă la un moment dat a orașului Piatra Neamț, cel puțin a cartierului Dărmănești. Este o ruină pentru că a fost în administrarea și în proprietatea RADEF, o regie guvernamentală, am reușit să-l preluăm la primărie și să obținem finanțare pentru reabilitare. La fel, suntem pe procedură de licitație pentru proiectare și execuție cu termen maxim de finalizare 2022 și îl vom transforma într-un centru multifuncțional, inclusiv cu sală de spectacole, cinema. Sunt 3 grădini publice urbane. Și aici ne-am legat de o finanțare care se adresa regenerării urbane în sensul de a interveni pe anumite terenuri degradate. Și le-am gândit ca și grădini publice urbane, una în cartierul Dărmănești, una în cartierul Speranța și una în cartierul Văleni, zone de relaxare, de petrecere a timpului liber pentru adulți, dar și pentru copii, pentru că vor fi și alei pentru biciclete, va fi internet gratuit, vor fi și spații de joacă, mobilier urban pentru relaxare. Acestea sunt proiectele europene, să zicem, care se adresează domeniului despre care ați întrebat. Dar vom continua cu strandul municipal. An de an facem investiții acolo și ați văzut și propunerile venite din partea domnului Bogdan Gavrilescu pentru acea zonă. Cozla e o zonă în care va trebui dezvoltată infrastructura turistică și trebuie să spunem, totuși, investițiile din ceva ani în urmă pentru Cozla, iată că nu au dat chiar rezultatul dorit. Eu cred că trebuie gândite lucrurile cu totul altfel, trasee de drumeție, zone de petrecere a timpului liber acolo sus pe Cozla și avem două intenții de finanțare aici, odată din bugetul local, acel tronson de drum care trebuie neapărat reabilitat, deja are bugetarea asigurată, se află în fața de obținerea autorizațiilor pentru a începe construirea, vorbesc de tronsonul de la punctul Belvedere până la platoul de la Gospodina. Și totodată investiții sus pe Cozla. Avem și un parteneriat încheiat deja cu Ticu Lăcătușu, pentru că vrem să implicăm și oamenii care să pricep să facă lucruri
pe munte. Și care pot crea și o anumită imagine pozitivă pentru un proiect. Sigur că da, și care inspiră și încredere și seriozitate. Ticul Lăcătușul este un nume, vrem, nu vrem, este un nume reprezentativ în acest județ și pentru România, nu numai pentru noi. Pentru că e nevoie de investiție mare, cel puțin acolo sus pe Cozla, va trebui acea zonă transformată într-o zonă în care să fie atractivă pentru turiști 12 luni din 12. Astăzi avem o pârtie care ne rugăm la Dumnezeu să ningă iarna și să fie frig, ca să poată fi funcțională. Avem o telegondolă care, să știți că operațional, la nivelul unui an, este pe profit și din ceea ce am sesizat, mai ales după eliminarea acestor restricții din pandemie, foarte mulți turiști care au venit la Piatra Neamț și folosesc telegondola. Dar, repet, va trebui pe Cozla să facem investiții care să facă atractivă acea zonă 12 luni din 12. Nu trebuie să mai așteptăm să ningă sau să fie frig, ci trebuie ca să avem locuri de atracție care să poată fi folosite pe întreg parcursul anului. Aici, deja vorbim despre unul din cele 5 proiecte majore, când spuneam despre centura ocolitoare, dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla este iarăși unul din cele 5 proiecte majore pregătite pentru exercițiul financiar 2021-2027, discutat deja cu ADR și transmis la ADR ca propunere de proiect care să fie finanțat. Da, aș mai vrea eu să completez aici. Deci și în această perioadă atenția noastră a fost spre masivul Cozla pentru reabilitare și crearea de spații în care oamenii, cetățenii să fie interesați să urce. Deci dacă nu era acest an cu probleme cu această pandemie, astăzi discutam de un iglu funcțional pe muntele Cozla cu evenimente care se puteau crea și activitatea acolo, interesul de a urca pe muntele Cozla era cu totul și cu totul altul. Mai discutăm de partea de investiții în turism și recreere. Uitați-vă că vorbeam de anul trecut de realizarea unui skate park în strandul municipal. Este o prioritate pentru noi și este un proiect pe care, la care ținem foarte mult și cred, sunt convins că se va realiza într-un timp foarte scurt, pentru că nu reprezintă o investiție foarte mare. Dar aceste proiecte noi am venit, le-am propus și va trebui să intrăm într-o dezbatere cu oamenii implicați, oamenii de specialitate pe acest. Și aici eu cred că implicarea tinerilor în crearea acestui skate park este benefică, pentru că ei știu exact de ce au nevoie și acel punct să fie de interes maxim și să fie utilizat la maximul de capacitate. În perioada de pandemie ne-a venit ideea de acel amfiteatru. Ați văzut că am propus noi, cei din Partidul Mișcarea Populară, am propus un amfiteatru în strandul municipal sau dacă identificăm în altă parte, noi am găsit ca și locație acolo ok și realizabil. Nu este o investiție la fel foarte mare, dar este o investiție care și-a arătat utilitatea și este necesar în municipiul Piatra Neamț. Anul acesta, dacă aveam acel amfiteatru, era o mană cerească pentru tot ce înseamnă trupe de teatru a școlilor, de dansuri sau punct de întâlnire pentru diferite evenimente. Nu în ultimul rând, pe lângă turism, noi discutăm de ajutarea și dezvoltarea producătorilor locali. Discutăm de niște ani de zile și vrem ca anul viitor să începem primul test pentru o piață ambulantă, pentru promovarea producătorilor locali, pentru interacțiunea directă între cetățean și producătorul local,
pentru că astfel și producătorii vor găsi necesitatea și mâna întinsă pentru a-și dezvolta afacerea sau ce activitate are, și cetățeanul să fie, îi fie mult mai ușor de a găsi produse bio, de a găsi produse de bună calitate și din zona noastră. Deci nu suntem focusați numai pe partea de infrastructură rutieră. Plus, am spus-o în permanență, infrastructură nu înseamnă numai infrastructură rutieră. Discutăm aici de extinderea rețelelor de gaz, extinderea rețelelor de apă și canal. Uitați-vă că și pe extinderea de rețelelor de gaz s-au făcut pași și sper ca anul viitor să reușim să extindem rețelele de gaz în municipiul Piatra Neamț, pentru că în anul 2020 nu este normal să nu fim acoperiți în totalitate. Lucruri care alții nu le-au văzut prioritare, noi le-am văzut din prima zi de mandat ca o necesitate a orașului Piatra Neamț și am ajuns în partea finală, pentru că nu mai e mult de extins. Nu sunt zone extinse pentru care au nevoie de apă și gaze naturale, dar cu siguranță sunt câteva și acele zone trebuie rezolvate. Da, este absolut necesar ca un asemenea program să fie urmărit pas cu pas, punct cu punct, pentru că doar așa, degeaba faci stradă dacă nu ai ambientul necesar alături. Degeaba ai o piață modernizată dacă nu îți ajung producătorii toți în ea. Deci lucrurile sunt legate, vrem, nu vrem, între ele, oricum ar fi. Toată lumea vorbește despre Cozla, da, este un punct interesant pentru dezvoltarea orașului, dar nu cred că este singurul. De aceea, da. De aceea eu am ajuns să am coșmarul în campania asta cu Cozla. Toată lumea urcă pe Cozla și face planuri. Da, ați să văzut? Știți că e zonă foarte accesată de pietren. Eu mai urc și eu pe jos, pe acolo, nu, pe nu drum. Nu sunt singur, mai urc și alții, vă spun. Mă întâlnesc cu zeci de pietreni, da, mai ales în weekend. Așa este. Așa este. Dar haideți să revenim la campanie. Mai avem câteva minute. Vorbim de... Cum ați primit dumneavoastră, sunteți în exercițiu, ca să spun așa, proiectele privind centurile prezentate de ceilalți? Cum vi se par așa? Domnul Bălănescu, noi venim în fața oamenilor cu lucruri concrete realizate, iar pentru viitor, cu proiecte, cu contracte de finanțare semnate, adică surse de finanțare asigurate și cu termene clare de implementare. Am zâmbit de multe ori când am văzut ce aruncă contracandidații pe piață, doar din dorința de a păcăli poate electoratul și de a mai câștiga niște voturi. Nu poți să vii în fața oamenilor așa, pentru că dacă ajungi primar, la finalul mandatului trebuie să explici oamenilor ce ai făcut și de ce n-ai făcut ceea ce ai prezentat în campanie. Eu mă bucur că această centură ocolitoare a fost îmbrățișată de foarte mulți contracandidați. Cel puțin unul dintre ei, înțeleg că a făcut și o prezentare, dar după acea prezentare m-au sunat doi oameni și mi-au spus: domnule, centura aia trece peste terenul meu, m-ați căutat și pe mine să mă întrebați. Deci nu se poate să venim așa cu o desene animate, cu o planșă pe desen, în care să arătăm pe unde va trece așa centură ocolitoare. Astăzi nu știm, pentru că doar specialiștii ne pot spune pe unde va trece acea centură ocolitoare și mai mult decât atât, m-aș fi bucurat să fim căutați, noi cei care conducem primăriile localităților prin care a fost propusă centura ocolitoare, măcar să discutăm pe o hartă a orașului și să o trasăm cât de cât într-o variantă apropiată de adevăr. În funcție de, cum îi place domnului Gavrilescu să spună, de pug, nu? Iată, da, e un pug. Sunt niște elemente care trebuie luate în calcul. Deci a fost o prezentare care nu are nicio legătură cu realitatea. Doar atât, mă bucură faptul că și-o doresc cât mai mult și înseamnă că se va și realiza. În rest, Termen realizabil
cum să vă spun eu, un termen realizabil cât mai aproape de realitate. Care ar putea fi la o asemenea lucrare? Se poate calcula, dacă mergem pe finanțarea europeană, că am văzut că și contracandidatul tot în acea zonă s-a dus, deci nu s-a gândit la altă sursă, că într-adevăr e o sumă destul de mare de bani. Dacă mergem pe finanțarea 2021-2027, practic undeva anul viitor vor apărea ghidurile de finanțare, 2022-2023 probabil se vor depune proiectele, undeva 2023-2024 să ajungem în această situație să semnăm contractele de finanțare, deci după 2024. Adică vreau să fiu realist. Nu asta, poate fi altfel. Asta este foarte, foarte important de precizat. Că eu am văzut termene în 2 ani de zile, deci pe 27 voi fi primar, pe 27-2022 tăiem pe Anglica la centură. Da, este exclus. Nu există finanțarea până în acel moment. E un calendar stabilit de finanțator, de Uniunea Europeană. Undeva l-aș vedea un termen realist, poate, de începere a lucrărilor 2024. Și la fel cu implementare 2 ani, poate maxim 3. Deci undeva 2025-2026 poate ar fi finalizat acest proiect. Da. Sunt lucruri care trebuie precizate. Deci eu tot îi ascult pe toți, așa e corect în campanie. Bun. Să lasă, vorbească. Este foarte important că se pleacă pe acest drum, pentru că până acum, în 2020, nu prea discutam de centură ocolitoare. Deci eu mă bucur că s-a plecat pe acest drum și este clar că toată lumea a identificat ca fiind o problemă majoră de rezolvat în municipiul Piatra Neamț. Deci, cu siguranță, vor începe să se facă pași. Dar nu putem discuta de un termen sau cineva să afirme că în mandatul 2020-2024 el finalizează această centură ocolitoare. Iar mă bucur că au mai fost câteva discuții la începutul campaniei cu câteva proiecte care nu-și, tot de centură ocolitoare, dar nu-și aveau sensul și rolul acolo. Pentru că toate intrările în municipiul Piatra Neamț, o centură ocolitoare înseamnă să strângă, să facă conectivitatea tuturor intrărilor în oraș. Iar toate intrările în oraș sunt pe partea dreaptă, cum venim de la Bacău spre Bicaz, spre Piatra Neamț. Deci acolo este locul firesc al acestei centuri ocolitoare și cu siguranță se vor găsi soluțiile pentru realizarea acestui proiect. Dar nu este un proiect care se poate finaliza într-un mandat, într-un timp foarte scurt. Dar este bine că se poate, se lucrează, se discută despre acest proiect. Aveți dreptate într-o privință. Această campanie a pus pe tapet niște lucruri pe care nu le mai poate ocoli nimeni. Corect. Centură, drumul spre Bacău, apa serv, deci buboiul nu mai poate, trebuie rezolvat, ori intern, ori prin reorganizare. Trebuie transportul în comun nu numai în Piatra Neamț, ci la nivelul județului, pentru că o să vedeți că o să bubuie lucrurile și acolo foarte curând. Sunt aceleași probleme aproape. Mai că acolo discutăm de privați și privații știu să folosească mai bine uleiul ca să nu s-audă scârțâitul la frâne sau unde mai este. Troleibuzul, turismul. Deci sunt lucruri care, iată, sunt un bun câștigat în această campanie. Și de aceea e bine să le discutăm. Domnul Dragoș Chitic, mai sunt 5 zile. S-au făcut sondaje, au apărut tot felul de idei. Eu vă spun cinstit că ignor orice sondaj în momentul acesta, dintr-un motiv foarte simplu. Nu știu în ce măsură cei care au organizat sondajul, care au făcut sondajul, țin cont de situația reală numită pandemie și prezență la vot a oamenilor care se tem. Dumneavoastră, în ultimele 5 zile, ce mai sperați?
Nu cred că se mai pot produce schimbări majore în privința clasamentului de astăzi al intenției de vot. Noi avem un program clar și pentru aceste 5 zile și eu sunt încrezător că pietrenii, așa cum au demonstrat în ultimii ani, știu să-și aleagă primarul, sunt oameni inteligenți, chiar dacă unii contracandidați văd că îi privesc altfel, și sunt încrezător că îmi vor acorda încă un mandat de primar la Piatra Neamț și totodată sunt încrezător că vor susține și Partidul Mișcarea Populară, înțelegând că am nevoie de o majoritate în Consiliul Local, lucrativă, constructivă, împreună cu care să ne punem în practică proiectele și o echipă cu care să lucrăm pentru a pune în practică proiectele. Eu îi rog să vină pe 27 septembrie la vot, să voteze Dragoș Chitic primar și Partidul Mișcarea Populară. Suntem la Piatra Neamț pe poziția 3 pe buletinul de vot. Eu sper ca pe data de 27 septembrie cetățenii județului Neamț, cetățenii orașului Piatra Neamț să încerce să treacă peste aceste emoții de îmbolnăvire, peste aceste probleme care sunt în România, în județul Neamț, pentru că cetățeanul trebuie să înțeleagă că pe data de 27 septembrie își hotărăște soarta, conducerea Consiliului Județean, conducerea primăriilor din fiecare localitate în parte pentru următorii 4 ani, 4 ani în care județul Neamț trebuie să meargă pe un trend ascendent și trebuie lucrurile să intre pe un făgaș normal. Acest lucru se poate doar cu votul cetățeanului și eu cred și sunt convins că cetățenii au înțeles, pentru că au fost multe deplasări în județ, multe discuții cu oamenii și au înțeles și vor ieși la vot. Votați Partidul Mișcarea Populară, poziția 1 de vot, și Bogdan Gavrilescu, tot poziția 1 pe buletinul de vot, pentru că pe data de 27 se hotărăște viitorul județului Neamț. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, acestea au fost cafelele de astăzi. Ne întâlnim și mâine și până joi în continuu, sau până vineri. Până vineri inclusiv. Probabil vineri va fi un maraton de emisiune, o să vedem, pentru că există foarte multe cerințe și încă nu am dat un răspuns definitiv dacă vom face sau nu acest maraton. Una peste alta, vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc invitaților și să ne vedem cu bine la următoarea emisiune. Cele bune!